Astă seară la sala radio se petrece un alt Shorts Up. În fiecare lună avem o altă ediție, o altă temă. Evenimentul de astă seară se cheamă Shorts Up Hall of Fame. Am încercat să aducem regizori celebri și alături de filme vom avea și un concert AB4, rock alternativ pentru cunoscători. Ei sunt în Hall of Fame-ul cunoscătorilor. Cam asta e pe scurt ediția de astă seară. În fiecare lună încercăm să găsim un spațiu, un acord cu tema pe care o avem. Și astă seară am venit la sala radio pentru că concertul este unplugged. E o sesiune foarte specială în care cei de la AB4 au și invitați. Noi încercăm să aducem scurtmetraje validate de marile festivaluri internaționale, de marile jurii internaționale, și cred că publicul nostru a înțeles lucrul ăsta, că noi le aducem pe cele mai interesante, pe cele mai bune, pe care le reunim sub o temă. Există un public, dar nu există un canal de distribuție pentru scurtmetraje. El chiar nu există. Ele se pot vedea în festivalurile care se întâmplă o dată pe an, o zi, două, trei, cinci zile pe an, dar atât. Noi încercăm și în București, în Cluj, în Timișoara și în Iași să ne constituim într-un canal de distribuție a filmelor, pentru filmele bune de scurtmetraj. E un public divers, sunt și oameni din industrie interesați, studenți la film, absolvenți de film și așa mai departe. Mai sunt și cei care sunt interesați de eveniment în sine. Vin și pentru filme, vin și pentru atmosferă, vin și pentru oamenii cu care se întâlnesc aici, vin pentru muzică uneori. E un public divers, ne bucurăm că crește, încet, încet vedem că crește și oamenii sunt și mai interesați de filmele scurte. Asta ne spune că suntem pe drumul bun.